Taxa pe valoare adăugată a scăzut de la începutul lunii iunie la 9%, de la 24% la toate alimentele, reducerea aplicându-se fără diferențieri, chiar și la băuturile non-alcoolice și la serviciile de alimentație publică. Reducerea TVA la 9% la toate produsele alimentare, la băuturile nealcoolice și la serviciile de alimentație publică ar fi trebuit să aducă în urma calculelor guvernanților alimente mai ieftine cu cel puțin 12,5% sau pachete turistice mai rezonabile la preț, dar și câștiguri mai mari pentru retailerii pe fondul creșterii apetitului de consum. Carnea, de exemplu, este una din alimentele de bază. Prețul acesteia a fost micșorat astfel încât să își poată permite să cumpere orice persoană. Giurgiuvenii spun că acum prețurile sunt accesibile, iar cantitățile de carne cumpărate sunt mai mari față de cele de la începutul anului. Consumați mai multă carne de când a scăzut preț? Nu. De obicei nu prea consum carne. Lactate, zarzavaturi, puțină carne. S-a văzut o schimbare în prețuri de când a scăzut TVA-ul la 9? Da, da, da. Se cunoaște. Eu sunt venită de 2 săptămâni în țară, dar am cumpărat până acum în angro. Familia mea mănâncă. Prețurile cum vi se fac? Foarte bune. Deocamdată am văzut ceva bun, ceva onorabil. Consumăm, da. E normal să consumăm. Fiind TVA-ul mai mic și prețurile sunt mai mici. Acum se poate spune nicio masă fără carne? Aproximativ, nicio masă fără carne. Dacă giurgiuvenii spun că acum își pot permite să cumpere mai multă carne, nu de aceeași părere sunt și comercianții din măcelării. A crescut vânzarea la carne de când cu scăderea TVA-ului? Nu, n-a crescut, sub nicio formă, nu. Prețurile cu cât le-a scăzut? Prețurile cu 12% și e la fel ca înainte. Sau și mai prost, bine, poate din cauza concediilor, poate postul, poate nu știu. Spuneți-mi, în general, cei care vin totuși să cumpere, ce preferințe au? Mai mult pui și vițel. Și oase în special. Potrivit unor statistici ale reprezentanților industriei de profil, românii mănâncă mai multă carne și preparate din carne după ce prețurile au scăzut prin micșorarea TVA-ului. Reprezentanții industriei de profil estimează că datele de la sfârșitul lunii iulie vor arăta o creștere a consumului cu 15% și asta în condițiile în care românii se află pe ultimele locuri din Europa. La acest capitol, cu doar 58 de kilograme de carne și preparate din carne consumate pe an pe cap de locuitor.